Bună ziua, bine v-am găsit, am venit la ultimii trei stupi, ultimii trei lăzi mai am aici, pentru a reîmprospăta tratamentul, adică familii mai mari, nuclei, roiuri sau ce am mai găsit prin ei, aproximativ tot două săptămâni las între tratamente. Și în astea două săptămâni, unele colonii s-au depopulat sau, mai bine zis, chiar desfințat. Bun, să vedem ce și cum și ce avem în aceste câte colonii. Aici cred că sunt trei au fost ultima dată când l-am desfăcut. Ăsta arată bine, ăsta din stânga arată bine. Oho, băiat frumos. Ăsta e băiat frumos. Dar asta nu înseamnă că nu strânge. Ia așa. O bandă. Aruncăm o privire pe ultima ramă. Asta e băiat frumos. Să vedem dacă ne permite să-l strângem. Așa. Eu zic că îl mai las așa. Îl mai las așa? Hai că strângem cu rama asta, strâng. Bun. Dar e o problemă la ăsta. O să mă uit. E o problemă pe care o să o rezolv destul de ușor. Are urdiniș în rama liberă. Asta va rămâne fără albină și viespilii vor intra. Și atunci voi rezolva această problemă închizând cu totul acel acces. Albina nu mai are nevoie de accesul respectiv. Bun. Ia să îi bag tratament și să închid accesul. Să nu mai aibă zbor, oricum nu mai zboară albina prea mult pe acolo. Așa. Punem frumos o bandă. Tratamentul nu trebuie să lipsească. Mai o chestie, am văzut că se tratează. Adică tratează, vorba vine, au tratat în luna iulie-august și după aceea au renunțat la tratamente. Dar iată acum mi se pare că e destul de problematic. Se aduc o folie. Îi mai pun o folie deasupra aici. Așa. Acum punem aceste scândurele. Așa e dotat stupul ăsta cu scândurele. Chestiile astea se cam desprind. Mai băgăm la loc. Mai dăm și cu ciocanul. Așa. Bun, și acum se închid de la, să nu uit. Are față. Aici accesul ăsta, mai bine e câte o albinuță aici, dar o să-l închid. Închidem și va găsi alt loc. Perfect. Am închis acolo urdinișul acela, fiindcă intră viespii, n-are rost. Acum următoarele rame și un eventual
să văd cum arată, câtă albina are. El este pe două rame, eu l-am ținut și o să-l țin, o să vă arăt de ce. Fiindcă dacă sunt colonii în două rame pe care le desfințez, sunt colonii în două rame care merită ținute. Dar nu știu sigur. Ia să vedem. Îl mai țin. O să-l mai țin, încă mai are larvar. Nu are mâncare. Adică mai are el mâncare aici. Ia să ne uităm un pic. Pe rama asta. Și de ce? Fiindcă dacă pe ăsta are păstură, dar n-are miere. Hai să scuturăm această ramă. Ah, dar e o botcă, să vă arăt. Deci această colonie nu o să o mai țin. Nu o mai țin. Are aici o botcă, deci probabil matca nu mai este. O să o verific. Și mai are aici niște puiet. L-a eclozat. Ia să mă uit mai bine de matcă, dacă e, da. Teoretic zic că... A, este. E prima matcă care o îndepărtez. Mai are puiet și știți ce fac? Ia să vă arăt. Deci dacă... Nu e recomandată unificarea, da? Să vedem. Nu se face așa ceva, deci să nu faceți așa. Scoatem această diafragmă. Acolo mai este o colonie. Colonie oarecare. Are ceva albină, da? Dar din cauza că aici au stat stupii ăștia unul lângă altul, oarecare circulație de feromoni a existat. Oarecare. Da? Oarecare circulație de feromoni. Aici avem, nu știu, să vedem. Până unde e puiet, că vreau să pun acea ramă cu puiet mai aproape de albina, mai multă, dar nu aproape de matcă. Așa. Deci ăsta este un roișor lângă el și e mai potent. Are multă păstură, are mâncare, iar albina care până acum a stat fără mâncare va primi hrana. Bun, deci rama cu puiet această ramă are puiet, o să o dau lângă această ramă aici ca să eclozeze acel puiet. Bun, ele nu se bat, deci asta este interesant, că albina nu se bate din cele două compartimente. De nu se bate. Am îndepărtat matca. Dar v-am spus că nu faceți acest lucru dacă nu dispuneți de albine, de matcă. Deci dacă ai 5 stupi, să nu faci acest lucru. Așa. Bun. Accesul lui era aici, putem schimba, să închidem acum ordinișul acestei colonii, sau putem să-l mai lăsăm, ca să nu se încurce albina prea tare. Îl lăsăm. Deci e o lucrare de grad 0. O să fac mai multe tipuri de unificări și pare simplu, v-am spus, dar nu e
să nu faceți acest lucru, decât dacă aveți nevoie neapărat. Bun, și să punem o bandă cu amitraz. Acum puietul ăla eclozează și într-o mare parte, este rezolvată problema. Bun, acum avem doi care vor ierna unul lângă celălalt. Ăștia vor ierna fără probleme, dar acea mască de acolo nu mai era compatibilă. Bun. Trecem mai departe. Mergem la următorul. Așa. Vă dați seama acum, după ce am văzut că se pune sac, am liniștit furtișagul, adică nu mai e, poți să faci un pic de unificare. Aici au rămas doi. Continuăm, mergem mai departe, vedem pe următorul. Începem să rezolvăm problemele. Să rezolvăm problemele care apar. Sau care sunt. În această perioadă trebuie să termini cât mai repede. Că dacă te prinde o lună de ploaie, nu mai faci nimic. Bun. Hai să vedem și aici care e situația. Eu am prins folia respectivă. Aici mi se pare că este unul singur, a mai rămas. Da, da, e un singur băiat aici. Un singur băiat. Așa. Să vedem cât de mare e băiatul ăsta. Ăsta ultima dată era un măricel așa, adică să punem o singură folie. Foliile astea sunt bune când faci nuclei în luna mai. Acum nu mai sunt buni. Bun. Îndepărtăm ce nu ne trebuie, deci un tratament. Și să vedem și aici pe cât strângem. El este pe 8 rame. Așa a fost gândit ultima strânsoare, 8 rame. Dar clar merge strâns cel puțin o ramă. Ia să vede. Aici are miere. Îmi place cantitatea de albinuță care o are. Dacă următoarea ramă n-are puiet pe ea, o să putem strânge această ramă. Se vede. Yep. Mai are puiet. În mod normal, e ultimul. Eu așa zic, că o să fie ultimul. Nu îl strâng mai tare de atât, îl las așa cum este. Vedem cum o să îl strângem când îl băgăm direct la iernă. Dar mai e de aplicat încă un tratament în afară de ăsta care îl bag acum. Mai trebuie încă unul. Așa, să pregătesc banda și pentru el. Acum sunt convins 100% că mereu scapă varoa peste iarnă. Nu există să nu scape. Din păcate scapă.
capă și îți face probleme următorul an. Așa, folie nouă. Acoperim și mai avem unul singur de verificat. Unul singur la care trebuie să-i mai pun tratamente. Bun. Să pot să spun că, văzând situația actuală, sunt mulțumit. Sunt mulțumit la cum îs. Da? Se putea și mai rău. Se putea mult mai rău să fie. Am dat eu formica anul ăsta, dar nu știu, să fie așa diferență mare între colonii. Unele au fost tratate, altele n-au fost tratate. Nu prea m-a convins pe mine această treabă. Bine, nici formicul nu l-am dat consecutiv, l-am dat cu 3 zile de evaporare la o concentrație de 60%. Se evapora formicul, deci trebuia să aibă efect. Din cauza că nu are constanța asta, iată, unele colonii cedează și altele sunt foarte frumoase. O să vi le arăt, este foarte frumos, doar îi schimb tratamentul. Avea puiet, arăta bine, bine de tot. Și acum arată bine, nu-i fac nimic altceva decât îi pun două benzi. Și o să-l urmăresc în octombrie câte rame o să-i las. Normal, o să fie și el strâns. Doar că această matcă e de schimb liniștit. Ea și-a făcut schimb liniștit, nu forțat, adică ea și-a făcut. Am pus-o în cat, după care în partea de jos a făcut boci de schimb liniștit. Din bocile respective am făcut niște roi. Acum mai punem amitraz și o las în pace. O las în pace, e de urmărit. E de urmărit, vom vedea. Clar va trece de iarnă, nici nu este de conceput altfel. Dar eu știu că aceste regine care odată intră în schimb liniștit, cu toate că colonia e frumoasă, ea nu prea trece de iarnă, dar vom vedea. Să vă arăt efectul tratamentului asupra albinei. Dacă intră albina în contact cu un tratament chimic, se va înnegri. La fel e și cu oxalicul, la fel e și cu timolul, la fel e cu orice tratament pe care îl dai albinelor. Dacă e prea mult și nu poate să plece din zona respectivă, albina va muri. Ăsta e un efect pe care mulți nu-l văd, cât de nociv este tratamentul direct asupra albinei, cât de toxic este. Dar din păcate nu putem fără el. Iată, fără un tratament chimic asupra albinei nu merge. Am avut ani în care am folosit uleiurile esențiale, dar nu așa cum. Anul ăsta am mers pe formici. Dacă puneam și uleiuri esențiale, mă cam păcăleam. De aceea am folosit formicul să văd care e efectul. A fost foarte riscant, a fost un tratament pe care nu-l cunosc, nu l-am cunoscut, nu-i cunosc acțiunea, acum știu. Acum știu că cu formic
se poți aștepta la o pierdere de 30% real, testat. Așa. Nu eram convins de acest lucru dacă toată stupina era afectată în aceeași proporție. În 2016, când am pierdut stupina, a fost pe linie problema. Acum am utilizat formicii, 30% din stupină este în această situație destul de gravă. Eu îi zic și că ăsta să fie o selecție acum, că acele colonii au rezistat mai bine sau au avut mai puțin varoa, le-a ajuns formicul. Dar treaba este că formicul este doar un suplinitor, adică poți să dai și formic lângă un anumit tratament, dar 100% pe formic, 30% din stupină, la revedere. Asta e concluzia mea. Acum cei care folosesc și spun contrariu, e treaba lor. Eu asta am văzut în anul acesta, în decursul acestui an, așa că fiecare la alegerea lui. Până data viitoare, să fiți sănătoși și numai bine!